Deci n-a putut să intre și el în filmare. Și de-aia nu mai vorbește nimeni. Nu, n-a vorbit nimeni. Am găsit gloanțe. E bine că trebuie să mai strâng gloanțe încă. Pare rău, băiatul. Singura slăbiciune la asta era grenadele. Mă ce că a, da, trebuia să schimb chestia asta. Pentru asta m-am trimis până încoace. Azi și voi cât de rapid l-am ucis, dar ieri nici cu un milion de gloanțe mi se părea că nu avea să-l ucid. Pentru că el nu moare așa obișnuit, moare doar cu grenade. Întrezăm. Deci mâncați-l pe asta. Ce cacat? De ce nu merge? Ah, da, trebuie să-i dat urmă încă și la electricitate, cacat. Va fi cam plictisitor. Aici trebuie să ajung. Oh, viață. M-am întors, a trebuit să ne încep totul de la început. Da, nu de la început, dar și tu ne-am salvat ultima oară, de acolo a trebuit să ne încep. Aici mă salvez, save game. Încă mie mi s-a părut că am trecut jumate de joc, păi n-am trecut nici o pătrime din el. Da, cacat! Chestia asta. Nici să nu vă apropiați de chestiile alea. Bine? Să nu faceți prostie mea. Eu nu cred că voi ajunge până acolo. Dar acum se începe un război pe șine. Bine, a trebuit să-l aduc până acolo. Acum uitați-vă cum, cât de greu este să treceți High Life-ul. Chiar și pentru unul care l-a trecut deja de 2 ore. Bără, bă. Ara. Acum asta trebuie să fac. De aceea să începem un război pe șină, v-am mai zis o dată. Bazooka. Fraților, am intrat în război. Save game. N-am de gând să merg prea mult. Aia e bine. Da, le-am văzut pe limbi. Să nu vă gândiți că mi-ați amintești de astea. Dacă copia mi-am amintesc harta, cum să mă amintesc și toate nebunile. E bine. Am ajuns până tâmpenia asta și n-am murit. Cum ai vrea să mă ucid toate alea? Deci voi aici este totul doar apă, nu înțeleg de ce. Trebuie să trec cât mai repede tunelile astea. Ah, am trecut. Da, ah, e bine, e bine. Ies din apă. Să știți că este și o hartă în Half-Life Online. Este și o hartă cu așa ceva. Apropo, da, este și Half-Life Online. Cred că nu mă vorbim să nu încerc. Nu te le convin toate chestiile astea. Da,
am avut prin cerc. Aveți o pățesc greu. Gata. Mi-a luat doar... mi-a luat multe procente din viață. De ce tot trag pe chestia asta? Pentru că... doar ea mă poate ajuta să schimb direcția, că s-o iau prin colo. Dar nu putea strepa aia. Bine măcar că s-a salvat. E bine. Cu asta țintiți mai bine. Aha. Întorc direct într-o capcană. Dacă nu este și până cu o capcană. Ah, plictiseală. Cade podul, dar nu cade. Nu vrei gloanțele sare, băiatul. S-a deviat. Ce mai e? Ce să mai vorbim? Mersi, băiat. Inventatorul jocului chiar s-a gândit la toate, bă. Cine l-a inventat? Apropo, cei care nu știu, jocul ăsta a fost înaintea Counter-Strike-ului. Toți ești ca înainte în el ca în Counter. Cum aș cazul acum. Am nevoie de orice pot să găsesc. O, protecție! Grenada. mi-ar trebui mie să mă opresc așa. Nu-mi zi. Uitează, bă, cum se face. Am găsit lanțe, protecție. E mort. Da, trebuie să-i ucid doar eu. Vreau să zic că toate clonetele pe care le am trebuie să le păstrez. Pentru că o să am nevoie de noi să mai pot. Mai ales la chestia asta. M-am chinuit eu. Ce mai zboară. Câte chinuială. Cred că... da, mă întorc înapoi. Cât de bună e țintă. Iar ceva pe aici. Deci în 3 gloanțe moare chestia asta. E bine, e știut. Să știu câte gloanțe de azi înainte o să trebuiască să trag. Bă, frate, cum trag tot în pitii mine? Măcar vine. Pam. Rămas fără gloanțe, serios?